Săptămâna trecută am urmărit cu toții câtă isterie a fost în așa numită media independentă pe diverse subiecte din Chișinău. În primul rând vreau colegii să-i rog să nu atragă atenție la toate minciunile, manipulările sau vădit tendențioasele știri și informații prezentate în spațiu public și jurnaliști care îndrugă împreună cu cei din PAS, cu gașca lor și după care să sune și să distragă oamenii de la lucru cu tot felul de întrebări. Am spus o săptămână trecută, deci orice expresie publică, fie că e mincinoasă, fie că e falsă, fie că e calomnioasă, PAS-ul neapărat este dată de mass media, așa numită independentă, care stă la cheremul acestei guvernări, a guvernării PAS. Astăzi dimineața am ascultat câteva buletini de știri și m-a luat groaza de minciunile pe care le îndrugă în speranța de a albi cumva acest caftan murdar a guvernării PAS. În al doilea rând, rog cetățenii să se informeze și să nu fie duși în eroare de așa numită presă, repet, independentă, care au ca scop să atace primărie și să spună că în Chișinău nu se face nimic. Tot sâmbătă, duminică, am făcut mai multe vizite în teren, unde oamenii, într-un fel sau altul, se adresau și spuneau: domn primar, nu atrageți atenție la toate prostiile, noi vedem ce se întâmplă la televizor, ce se întâmplă în realitate. Și aici, încă o dată, trebuie să accentuez că oricât de mult ar murdări imaginea primăriei municipiului Chișinău și ar spune lucruri care nu sunt nici prioritare, nici importante, nici adevărate, scoase din context sau spuse nu până la capăt și pot să probezi. Deci, săptămâna trecută, iarăși am încercat să facem un exercițiu, peste 300 de titluri de știri și deci, comentarii în rețele de socializare din partea așa numitei mass media independente și echidistane. Oamenii nu sunt naivi și văd cum Chișinău, în Chișinău se muncește și pot compara cu ceea ce se face la nivel de țară, în alte localități, dar nu asta este scopul. Este josnic ca toți cei din presă care au strigat anterior că presa era afiliată să stea și să pupe fundurile PAS-ului. Astăzi toată presa, repet, așa numită independentă, slujește PAS pe bani grei. Linșaj mediatic la greu pentru a salva măcar cumva situația rușinoasă în care se află guvernarea. Dau un simplu exemplu. O să zic că cineva, poate că m-am supărat deloc, dar cred că este important să menționăm. O grădiniță nouă pe care a deschis-o municipiul Chișinău, a treia grădiniță în decurs de o lună, cu 150 de locuri pentru 150 de copii, deci n-a văzut absolut nimeni acest eveniment și probabil că de astfel de evenimente în Republica Moldova nu se are nevoie, în opinia presii așa numite independente și jurnaliștii care au... Apropo, de ce nu trebuie să avem și aici o claritate? Ce salarii au jurnaliștii? Dar despre prostiile PAS au dat toată presa cu mici detalii, fără ca să investigheze suplimentar lucrurile astea. Au dat unele răspunsuri ale primăriei care se refereau la alte subiecte, au băgat într-un mix, deci una da un știri pe site, alta da un știri pe, ca să nu fie atacați în știrile video care sunt deja în buletinele respective. Fără să se informeze, s-au dat cu părerea toți specialiștii despre caldarâmul de pe 31 ani, și veterinarii, și nemijlocit cei care lecuiesc dinții. Deci toți, profesorii, unii care sunt nu neapărat aici acasă. Deci fără să se informeze și cu scopul de a manipula, au creat pe convier subiecte despre râul Bâc, acolo unde urma să devină cel mai navigabil fluviu din Republica Moldova și din spațiul est-european, cred eu, așa, cel puțin. Am văzut la buletinile de știri că o să urmeze o regată acolo sau ceva important.
Și gata, au dispărut toate problemele. Deci acum problema de bază este caldarâmul de pe 31 august, ce a spus PAS, la orice a spus PAS, și cu certitudine toate problemele sunt dacă este sau nu este râul Bâc navigabil. Deci acuzați una după alta în adresa noastră. Săptămâna trecută n-am mai reușit nici să răspundem. Deci au pornit o campanie de dezinformare pe toate liniile, iar nouă ne pasă de imaginea primăriei Chișinău, care în ultimii ani știu cât am muncit pentru a face ca cetățeanul să aibă încredere în această instituție. Afirmă foarte clar și foarte tare. Nu vom permite ca cineva să-și bată joc de munca fiecărui angajat a primăriei municipiului Chișinău. De la cel care este în teren și tunde iarba, face curat în ogradă sau pe stradă și până la funcționarii care iau decizii în domeniul juridic sau de altă natură. De la medicii care sunt în instituțiile medicale municipale și până la profesori care au fost acuzați în repetate rânduri. În două sectoare foarte, foarte importante pentru Republica Moldova și pentru Chișinău. Oameni exemplu. Deci nu vom permite ca astfel de lucruri să se întâmple fără ca să fie penalizat într-o formulă sau altă. Sunt banii noștri și eu știu cum obținem fiecare proiect, cu câtă muncă și etape trecute pentru a ajunge la reparații pe străzi, trotuare, construcții de școli și grădinițe, procurare de transport, dar și alte multe proiecte la care cheltuim bani bugetari. Iată de ce îmi pasă cum sunt informați locuitorii despre cum este cheltuit banul public, banul lor. Nu ceea ce și-ar dori pasă de vieze tot felul de accente prin impunerea unei agende absolut irelevante pentru locuitori. Pentru că astăzi pe cetățenii Republicii Moldova și pe chișinăuieni ne interesează cum să facă față acelor scumpiri, cum să facă față facturilor, cum să-și dezvolte propriile afaceri, ce se întâmplă cu acele mii de dosare în instanță de judecată care stau pe rol până ei își împart puterea judecătorească pe care încă nu o controlează pe deplin.